Bună ziua tuturor, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și știți, da? Sunteți minunați! Astăzi facem citirea pentru momentul prezent, pentru că acum este tot ce avem la îndemână. Luăm o carte oracol și în timp ce le amestec, vreau să vă mulțumesc din suflet, dar așa cu forță! Pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați și pentru fiecare clipă, secundă, minut, cum vreți să o luați, pe care îl petreceți aici cu mine. Îmi dă încredere să continui, îmi dă încredere să fac ceea ce fac, îmi dă încredere să petrec nopțile citind până la 5 dimineața, căutând informații, să fac asocieri pentru a-mi îmbunătăți nivelul de cunoaștere pentru a putea să vă ofer cât de multe amănunte și detalii doriți. Citirile mele sunt lungi, văd foarte multe lucruri deodată așa. Nu am același stil, probabil, cu ce se petrece pe YouTube, habar nu am. Dar asta sunt și eu vă mulțumesc și vă apreciez și vă doresc mult, mult bine. Mesajul pentru voi astăzi este, avem două, lozul câștigător, ia să jucați la loto, casetă și inel de logodnă. Ce ne spune caseta? Gândim prea mult, facem scenarii, ne condiționăm gândirea în funcție de convingerile noastre. Repetăm același tipar în comportament sau în capul nostru, aceeași idee. Posibil să avem o gândire fixă, posibil să fie nevoie să ne extindem cumva percepția și să fim mai flexibili. Iar inelul de logodnă vorbește despre angajament, despre parteneriat, despre eternitate, despre a ne completa reciproc și despre uniune. Primul pas pe care eu l-aș face dacă m-aș uita la cărțile acestea pentru mine personal ar fi să iau un angajament față de mine însămi, să-mi dau seama ce tot repet în viața mea, ori de câte ori am câte o provocare, pentru că am și eu ca și voi, și atunci să înțeleg de unde vin și cum să le depășesc, pentru că noi suntem oamenii obiceiurilor. Nu le schimbăm pentru că nu ne dăm seama de ele. Suntem prea ocupați. Vă dați seama că eu, studiind atâtea chestii și stând cu capul în asta, pentru că asta mi este pasiunea, asta e chemarea sufletului meu, știu o sumedenie de lucruri, fel și fel de informații și așa mai departe, aud, văd, citesc, simt, etc. Și chiar și așa mă trezesc ca un robot făcând același lucru. E de luat în calcul. Bun. Mai poate însemna aici inelul de logodnă o reluare a unei relații din trecut, dar care să funcționeze cumva fix la fel, să nu se fi schimbat nimic, pentru că lipsește conștientizarea. Primul pas către conștientizare este acceptarea și al doilea, voința. Mai poate exista următorul scenariu. O uniune sau un parteneriat în viața voastră acum este posibilă doar dacă, și aici voi veți ști răspunsul, să fie o condiționare la nivel de relație. Să vedem. Ho-ho, avem lumea. Faetonul, un pas înainte.
o trezire din somn. 6 de monede. Ceva care s-a produs gomotos, ați văzut? Ce avem aici? Pajul de spade și cavalerul de spade. Nu, acesta posibil să fie regele de spade. Ok. Dragii mei, unii dintre voi, posibil să fi încheiat această uniune, să fi divorțat și în sfârșit să finalizați actele de divorț sau partajul. Alții dintre voi, posibil să vă doriți această uniune din nou, pentru care sunteți dispuși să negociați termeni și condiții, aveți discuții, purtați discuții, însă cu toate astea există o condiționare. Partenerul aici cere ceva. Cere ceva. Nu dă totul. Există o condiție pe care o pune. Nu se deschide 100%. Bun. Hai să schimb setul. Să vedem despre ce este vorba. Închideți, da? S-a închis o formă de a fi în această relație sau ați închis o relație, un nivel, un ciclu al relației și puteți începe altul la un alt nivel, mai stabil, mai armonios. Dar există niște discuții cu partenerul aici care condiționează ceva sau voi puneți niște condiții. 7 de cupe. Există alegeri. Aveți de unde alegeri, dar și confuzie. Cum să fac să reușesc sau să am o relație armonioasă? Pentru că orice aș face eu, tot în același punct ajungem. Sau cum să fac să schimb lucrurile? Dar acest 7 de cupe, să știți că înseamnă scenarii, înseamnă alegeri și înseamnă gânduri, multe gânduri. Ce să aleg? Cum să fac? 8 de bâte. Discuții. Unii dintre voi posibil să mergeți la drum sau partenerul să fie în străinătate și atunci să spuneți ok, o relație la distanță este cumva un sfârșit sigur, ochii care nu se văd se uită. Hai să facem ceva în această privință. Iar partenerul sau persoana la care voi vă gândiți să fie cumva rațională și să spună da, dar uite că am și eu aici un rost și atunci să negociați. Există o negociere aici în relație despre cum să treceți la următorul nivel. Asul de monede. Prin stabilitate. Amândoi în același loc. Unii dintre voi trebuie să schimbe locul. Alții țara, iar alții casa sau orașul. De ce nu? Asul de monede vorbește despre un început stabil, pragmatic, este un moment oportun să aveți o discuție serioasă cu partenerul, cu omul pe care îl iubiți și să stabiliți clar ce vreți să faceți împreună. Pentru cei singuri, cineva vă curtează, dar cineva care preferă online-ul sau cineva care are un discurs sec, pentru că fie așa este el, fie este un om foarte deștept și, în general, erudiții aceștia care stau cu nasul în cărți sunt mai pragmatici, nu sunt neapărat emoționali, evident, unii dintre ei, fie are o tendință de a manipula după bunul plac discuția și atunci asta să vă dezavantajeze,
Dar coasul de monede, dar coasul de monede, situația se stabilizează. Echilibru în relație. Persoana aceasta îți poate oferi, suflet drag, echilibrul de care ai nevoie, dar trebuie să negociezi și să spui ce-ți dorești. Pe planul material, avem diavolul. Moartea. Și puterea. Ce interesant! Ce interesant! Aici vorbim despre cineva care are un atașament puternic legat de bani. Ce înseamnă asta? Banii sunt o frecvență a energiei universale care trebuie primită în viața noastră așa cum vin, așa și pleacă. Iar frecvența de recunoștință, vibrația recunoștinței trebuie să fie acolo în permanență. Mulțumesc că am acum să cheltui pe ce e nevoie. Asta înseamnă să ai o relație bună cu banii. Însă aici văd o părere de rău când cheltui. Cine nu are, evident. Dar dacă schimbați un pic perspectiva și faceți pace cu cheltuielile care vă tot vin, s-ar putea prin magie așa să se schimbe situația și să intrați pe o frecvență a bunăstării. Avem diavolul care spune controlez și nu dau drumul, moartea care spune trebuie să dai, nu scapă nimeni de cheltuiel, facturi și așa mai departe, și puterea. Pentru că ăsta este drumul, pentru că trebuie să înțelegi că energia curge, nimic nu rămâne, totul se transformă. Vin și pleacă, da? Banii. Dacă vorbim despre o relație de serviciu aici, s-ar putea să fiți suficient de stresați la locul de muncă încât să fie necesar să îl schimbați și să nu aveți curaj, să vă fie teamă că nu vă găsiți altul. Moartea vine și spune aici, oricine își găsește un nou loc de muncă dacă dorește. Ai voința să o faci, puterea este omologul leului, iar leul vorbește despre voință și despre bunăstare. Din nou diavolul, ia uitați. Un atașament puternic. Dar este un atașament puternic preluat din familie, din neam. Of, neamule, neamule. Când părinții noștri ne cresc și ne spun n-are mama bani, n-are tata bani să-ți cumpere asta, trebuie să muncești din greu pentru bani. Niciodată nu avem bani, nu mergem în vacanță că nu avem bani, etc. Ne programăm creierul, subconștientul, să nu avem bani. Și atunci când îi avem, oricum îi cheltuim. Dacă schimbăm perspectiva și înțelegem că ei oricum circulă, schimbăm și rupem tiparul, spargem această energie toxică căpătată și ne transformăm în abundență, în a fi bogați și mulțumiți cu ce avem. Ia uitați, soarele, această problemă apune și vedeți aici doi copii și vedeți aici o femeie adultă, da? Ceva ce a apus. Copilăria noastră ne-a învățat că trebuie să fim săraci. Și sistemul și așa mai departe. Putem sparge acest lucru, pentru că sunt gândurile noastre aici care nu ne duc la împlinire, nici la parteneriate, nici la servicii, nici la joburi. Parcă ne găsim tot timpul joburile prost plătite pentru că suntem gata să acceptăm orice, orice numai să avem bani. Credeți-mă că se poate.
Credeți-mă că puteți să spargeți tiparul și vedeți exact cine din familia voastră v-a antrenat către lipsă. Bun. La sănătate sau stare emoțională avem 9 de băte care mi-a sărit din pachet, care spune este vremea să te aperi, să te ridici în picioare, să faci ce trebuie pentru tine și pentru binele tău, pentru că doar tu știi ce este bine pentru tine. O secundă că mi-a căzut pe jos o carte. Cine s-a grăbit să apară? Pajul de cupe. Bucuria în suflet ți-o oferi tu. Bucuria ta ești tu, dar și bucuria partenerului de aici. Voi v-ați dori ceva vorbe dulci, v-ați dori măcar așa, din când în când, câteva cuvinte frumoase. Cereți asta. Cereți-vă dreptul. Regele de monede și 3 de monede. Cereți-vă dreptul, dragilor, în această relație. Spuneți ce aveți pe suflet. Da, putem continua în acest fel. Tu cu ce vii? Care este dorința ta? Și atunci bateți palma cu egalitate, cu egalitate, cu disponibilitate în egală măsură, pentru că avem aici asul de monede. Și atunci partenerul se transformă din regele de spade care a apărut mai devreme aici, în regele de monede. Adică, da, te susțin, intrăm în parteneriat egal, e relație stabilă, lucrăm împreună, 3 de monede spune parteneriat, echipă, egali, coechipieri, să spunem. Unii dintre voi posibil să faceți ceva sport sau activitate fizică și să vă loviți, aveți grijă la, sau să vă doară umăr, cot, mână, încheietură, gleznă, genunchi, febră musculară, un efort fizic. Și avem roata norocului și regele de spade. Uitați, omul acesta este cumva predestinat, și pun în ghilimele, să se transforme în persoana voastră stabilă. Persoana aceasta este stabilă dacă spui ce-ți dorești. Suflet drag. Bun, bun. Ca semne astrologice avem așa. Planeta Jupiter care vă extinde și vă susține în acest nou demers de stabilizare a relației în care sunteți sau de stabilizare a gândurilor voastre pentru a putea manifesta o persoană nouă în viața voastră. Racul, semnele de aer, săgetătorul. Din nou racul foarte puternic aici. Taurul foarte puternic aici și semnele de pământ și aș putea să spun balanța. La planul material, lesne de înțeles Capricornul și Scorpionul foarte puternic, Leul și energia energia Soarelui care este vitală. Este vital pentru voi să spargeți tiparul lipsei, dragii mei. Nu degeaba a apărut aici, cu siguranță, cu siguranță, în momentul de față, omenirea trece prin niște schimbări financiare. Nu am apucat să citesc ce se mai întâmplă prin lume, însă este imperativ necesar să faceți o ajustare la nivel energetic cu frecvența banilor. Posibil să ne aștepte crize și nebunii de genul. Iar la planul emoțional avem din nou semnele de aer, Săgetătorul, Capricornul, foarte puternic Capricornul și aici, dar și Fecioara și Taurul, semnele de apă, dar mai predominant Racul și din nou Săgetătorul. Talismanele. La relație, iată, o închidere, o încheiere, vedeți?
O încheiere a vechiului. Lumea, o încheiere. Avem crucea, care poate fi și semn din acesta divin, protecție divină, pentru că o avem și aici pe coroană. Și un taur. Încetez să îmi sabotez singur valoarea. Încetez să mă simt mai puțin apreciat decât merit să fiu. Egalitate, spune taurul. Egalitate în parteneriat. Valoarea mea. Și atunci, timpul. Cereți timp aici și cereți egalitate. La planul material avem crede în iubire. Iubirea este energia universală, iar banii sunt o frecvență din iubirea universală. Și zero. Pe roșu, pe stabilitate, adică un nou început. Puteți avea tot sau nimic. Exact cum am fost antrenați să gândim. Iar aici, la capitolul stare emoțională, o transformare în suflet. Persoana voastră din regele de spade se transformă în regele de monede. Pentru unii dintre voi, evident. Și acest lucru crește, este fertil. În permanență va avea susținere. Pentru că avem fluturele, transformarea. Avem și aici moartea, transformarea. O bucurie, o petrecere la care puteți să mergeți. Posibil un botez. Posibil un botez. Sau cineva să vă anunțe că se naște un copil. Din nou, posibil. Posibil să aveți de-a face cu cineva din lumea artistică. Sau un artist sau cineva care cântă frumos. Voi știți, vă aștept cu comentarii mai jos. Vă mulțumesc din suflet că ați fost cu mine astăzi. Vă îmbrățișez tare, să ne auzim sănătoși. Pa, pa!